Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip să vedem care este motivul pentru care nu mai vrea să fiți împreună. Bun, sunt trei variante. Varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta cu numărul 3. Da? Ok. O să vă las câteva momente să vă decideți care variantă o alegeți. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu între timp voi începe cu prima variantă, să vedem care este motivul pentru care nu mai vrea să fiți împreună, pentru cei de la prima variantă. Am căzut prea multe cărți, să vedem să fie mai puține, să vedem care este motivul pentru care nu mai vrea să fiți împreună, pentru cei care ați ales prima variantă. Ups. Bun. Nu știu ce s-a întâmplat între voi, dar vă spun din start că problema este, nu este că nu mai vrea să fiți împreună. Chiar vrea să fiți împreună, doar că încearcă oarecum să se poarte mai rece pentru a poate chiar să vă supere pe voi sau să vă dea vouă o lecție. Nu știu. Ceva de acest gen. Și o să vă spun și de ce. Aici vorbim despre, în primul rând, posibil, dar nu neapărat, să vorbim despre persoane din zodii de aer sau ap, zodie de apă. Dar v-am spus, nu e neapărat, nu trebuie să ne ghidăm că doar aceste zodii. De ce? Pentru că pot să fie și alte zodii, de pământ sau de foc. Însă, aici vorbim în primul rând despre o persoană inteligentă, o persoană destul de hotărâtă în ceea ce își dorește să facă în viață și despre o altă persoană care, această regină de cupe, care este o persoană muncitoare, este o persoană stabilă financiar, o persoană care a realizat anumite lucruri în viață, doar că își dorește să mai copilărească, să zic așa. În sensul că, dacă poate să filtreze cu mai multe persoane, e foarte bine. Nu deranjează, poate își face mai mulți amici pe paginile de socializare, da? Poate să fie și bărbat în același timp și să-i placă să fie admirat de mai multe femei. Aș putea crede că această persoană este o persoană destul de narcisistă, iar persoana care este mai inteligentă, da, a pus... oarecum i-a pus în vedere
acest lucru. I-a spus, ok, sunt de acord să mergem înainte, dar trebuie să te hotărăști. La persoana respectivă nu i-a plăcut acest lucru. De ce? Pentru că în același timp mai vorbea și cu o altă persoană și atunci s-a gândit că de ce să aibă o anumită stabilitate cu o singură persoană când poate să fie mai, să se poartă mai copilăros și să fie mai multe persoane în jurul ei sau al lui. Dar ceva s-a întâmplat în această situație și chiar dacă poate ați luat o pauză sau ați spus punct, indiferent de ce natură vorbim, nu este o pauză sau nu este o ruptură definitivă. Această persoană se gândește să vină spre voi, se gândește să vină mult mai hotărât sau mult mai hotărâtă, depinde de la caz la caz. Deci nu e niciun fel de problemă că nu mai vrea să fie cu voi. Nu, are sentimente pentru voi, are pasiune pentru voi, îi place modul cum gândiți, îi place modul cum acționați, dar doar că a avut nevoie de această pauză ca să-și dea seama de ceea ce trebuie să facă pe mai departe în viață. Da, a crezut că dacă renunță la voi, restul persoanelor îi se așternă la picioare. Însă, lucrurile nu au stat tocmai așa. A avut parte în această perioadă de dezamăgiri și s-a hotărât că trebuie să se întoarcă la voi. Eu aș zice că această persoană în maxim o lună de zile vine spre voi, dar în multe cazuri se va întâmpla chiar mai repede. Poate să fie și o oră, poate să fie și o săptămână, deci destul de repede. Deci în multe cazuri, vă spun, această persoană vine spre voi într-o săptămână. În alte cazuri, puțin mai târziu, dar se grăbește să vină spre voi, a luat aceste hotărâri, își dorește un nou început cu voi, un început mult mai stabil, un început unde să faceți niște angajamente unul altuia și chiar, în unele cazuri, să aveți și un copil. Deci, această persoană vine spre voi mult, mult mai hotărât sau mult mai hotărâtă. Depinde de la caz la caz. Cine a avut de ales? Din punctul meu de vedere, persoana care a avut de ales va face primul pas. Bun, cam atât am avut de spus pentru prima variantă. Și să vedem și pentru varianta numărul 2. Care este motivul pentru care nu mai vrea să fiți împreună? Da? Varianta cu numărul 2. Care este motivul pentru care nu mai vrea să fiți împreună? La fel și aici văd că vorbim despre o persoană inteligentă, o persoană hotărâtă în ceea ce dorește să facă. La fel și aici văd că a fost problema de alegere. Bun, persoana la care voi v-ați gândit are emoții pentru voi, are sentimente pentru voi, se gândește la voi, doar că este o persoană care vine și pleacă atunci când se plictisește. Probabil voi ați spus, ok, ai venit, ai plecat, ai venit, ai plecat, atâta timp, acum cred că e timpul să te hotărăști. Haideți să vedem dacă totuși se hotărăște persoana respectivă într-un final. Persoana respectivă poate să vină la voi să spună că s-a hotărât și că vă vrea pe voi, că nu poate trăi fără voi și așa mai departe, însă realitatea nu este chiar așa. Aici, într-adevăr, putem vorbi despre o legătură de suflete gemene sau suflete pereche, însă trebuie să vă gândiți bine și să vă hotărâți dacă mai vreți voi, cei care priviți acest videoclip, această persoană în viața voastră, pentru că
chiar vine, sau chiar dacă vă doriți această persoană, trebuie să știți să fiți hotărâți și așa cum l-ați spus sau ați spus o să aleagă înainte, la fel trebuie să faceți și acum. De ce? Pentru că vine și o să vă spună, da, m-am hotărât, am ales, te vreau pe tine, nu pot trăi fără tine sau, nu știu, fel și fel de lucruri de acest gen. Însă, realitatea nu este așa. Nu este așa pentru că această persoană încă vrea să cucerească, vrea să fie cucerit, vrea să fie cucerită. Are anumite vicii, se simte legat și încă se simte legat sau legată de o anumită persoană din trecut. Posibil să fie, nu pentru toți e valabil acest lucru, dacă nu și i-a plăcut jocurile de noroc sau alte vicii, nu e că renunță la acele vicii așa ușor, indiferent despre ce este vorba, că e vorba despre băutură, că e vorba despre jocuri de noroc, că e vorba despre femei, nu va renunța așa ușor la aceste lucruri. Dacă voi știți că puteți să nu să schimbați această persoană, că se va schimba destul de greu și se va schimba doar dacă își dorește acest lucru, voi nu puteți schimba această persoană, doar că trebuie să fiți voi mai hotărâți, hotărâte în deciziile pe care le luați și această persoană ușor, ușor să înțeleagă că trebuie să facă anumiți pași. Nu să se schimbe în totalitate, dar cel puțin să știe cum să acționeze. Pentru că să schimbe o persoană destul de greu și nu o vei schimba niciodată. Dar să știe să fie puțin mai corectă decât a fost până acum. Dar această persoană, da, își dorește să vină în viața voastră, chiar dacă nu spune aceste lucruri și va veni la voi. Însă totul depinde de hotărârea voastră. Dacă sunteți într-adevăr persoane hotărâte, odată ce s-a întâmplat această ruptură, voi știți exact de ce s-a întâmplat, știți de ce v-ați despărțit și e bine hotărârea respectivă să o aveți până la final, indiferent dacă această persoană rămâne cu voi sau nu. Această persoană este posibil să se îndepărteze de voi acum, să zicem, pentru un an, 2, 3, 5, dar la un moment dat tot să fiți împreună, pentru că, așa cum v-am spus, este o legătură de suflete gemene sau suflete pereche și la un moment dat această relație tot va trebui să continue. Nu e o relație care spui acum stop și stop va fi pentru întreaga viață. Nu, la un moment dat tot vă veți reîntâlni și tot veți relua legătura. Acum, depinde de voi dacă vreți să așteptați sau nu această persoană, dacă eu zic să nu vă faceți prea multe speranțe, dacă această persoană nu înțelege anumite lucruri pe care trebuie să le facă și anumite schimbări pe care trebuie să le facă în viața sa. Dacă înțelege, da. Dar dacă nu înțelege, nu are sens să stați, să așteptați această persoană. De ce? Pentru că aveți o altă oportunitate, o altă posibilitate de a fi fericiți și este mai bine să vă vedeți de drumul vostru și de viața voastră. Pentru că o să apară în viața voastră, dacă nu cumva deja a apărut, o persoană șatenă care o să știe să vă facă fericiți sau fericite. Depinde acum de la caz la caz. Dar să stați, să așteptați o persoană care vine și pleacă în permanență, nu e cazul. Știți cum se spune? Lupul schimbă părul, dar năravul ba. Bun. Haideți să trecem la cea de-a treia variantă. Să vedem de ce nu mai vrea să fiți împreună. Pentru cei care au ales a treia variantă. Aici, din contră, aș spune că persoana respectivă la care voi v-ați gândit chiar își dorește să se facă dreptate, își dorește să fiți împreună. Aici vorbim despre o relație divină, de la divinitate.
această persoană și-a dat seama că alături de voi are mai multă stabilitate și toate cărțile indică că această persoană se va întoarce la voi. Chiar dacă s-a răcit față de voi, chiar dacă nu știu, nu vă mai răspunde la mesaje sau indiferent de ce natură este această situație în acest moment, persoana respectivă își dorește să reia legătura cu voi. Indiferent cât de rece a devenit, indiferent cât nu vă bagă în seamă, indiferent, lucrurile pot evolua în direcția pe care voi vă doriți. Și lucrurile pot evolua, aș putea spune la voi acum în luna septembrie, cu mult mai multă stabilitate. Aici unul dintre voi are foarte multă intuiție și stă foarte bine la acest capitol, însă, tot așa aș putea spune, că unul dintre voi a reușit, a obosit să-i mai spună celuilalt, vezi că nu faci bine asta sau vezi că nu faci bine asta sau vezi că nu faci bine asta. Dacă știți cum să puneți problema și știți cum să stați de vorbă cu cealaltă persoană, lucrurile merg în direcția bună. Pentru că din câte văd aici, ambele persoane vă doriți același lucru, chiar dacă spuneți contrariu. Deci nu e ceea ce gândiți. Și oricum ar fi, v-am spus, este o relație pe destin, este o relație karmică, de care oricât ați fugi, până la urmă tot veți ajunge în punctul în care vă veți întâlni. Chiar dacă vă veți întâlni întâmplător, chiar dacă, nu știu, veți lua legătura diferit, dar relația dintre voi se va schimba. Și totul va fi bine, pentru că văd că această relație va merge până într-un punct destul de stabil. Stabil din toate punctele de vedere. Bun. Da, așa cum am spus, pentru cei care ați ales varianta numărul 3, aceste lucruri se pot întâmpla în luna septembrie sau în 9 puncte. Depinde de la caz la caz. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!